Doamnelor și domnilor, un cunoscut restaurant din București este în centrul unui scandal din cauza unui regulament intern care vizează clienții cu copii. Regulile spun, conform unui anunț postat în spațiul public de un părinte, că cei mici trebuie să rămână așezați la masă pe toată durata vizitei la restaurant. Mesajul a stârnit un val de controverse în online, dar managerii spun că a fost înțeles greșit. Detaliem subiectul alături de colega mea, Andreea Burghelea, este în direct acum cu noi. Andreea, concret, ce acuză părinții? Bine v-am găsit. Totul a pornit de la acest mesaj afișat chiar în interiorul unei locații din centrul Bucureștiului și prin acest mesaj managerii atrag atenția părinților și spun că ei trebuie să-i monitorizeze îndeaproape pe cei mici, ca aceștia să nu alerge printre mese pe durata timpului cât aceștia stau la restaurant, pentru că s-ar putea lovi. Printre altele este menționat, citez, respectul pentru personal și pentru ceilalți clienți. Însă formularea care a stârnit cele mai multe controverse în mediul online este, citez, copiii care aleargă pot perturba experiența culinară a altor oaspeți. Bineînțeles că părinții s-au scandalizat și în doar câteva minute postarea a stârnit numeroase comentarii în mediul online. Părinții au spus că vor șterge de pe lista lor acest restaurant, ba chiar unii dintre ei au scris în comentarii că managerii localului ar trebui, citez, să dea hamuri la intrare pentru copii. De asemenea, clienții au taxat și în comentariile de la o postare de pe Instagram, chiar de pe pagina restaurantului, o postare în care reprezentanții restaurantului îi invitau pe clienți de 1 mai la o porție de mici, iar mulți dintre ei au întrebat dacă sunt primiți și părinții cu copii mici. Reprezentantul restaurantului spune că mesajul a fost interpretat greșit și a impus acest regulament pentru siguranța tuturor clienților, inclusiv a copiilor. Noi am cerut un punct de vedere de la reprezentanții localului și ascultăm chiar acum ce au spus. Este într-adevăr un regulament, nu o indicație, dar este strict pentru siguranța clienților și a copiilor clienților care ne vizitează. Copiii aleargă foarte mult pe aici și se pot accidenta, pot cădea pentru că este pietriș pe jos, se pot lovi de colegii mei ospătarii sau serverii care merg la mese cu tăvile. Din punctul meu de vedere, este interpretată într-un mod greșit față de modul în care noi transmitem acest mesaj.